Semințele de cânepă pot avea beneficii miraculoase pentru sănătate. Pot fi consumate în moduri variate, precum salate de legume și fructe, musli produse de panificație, rețete de paste și orez. Pot fi încadrate din punct de vedere biologic în categoria nucilor sau semințelor oleaginoase. Cânepa poate fi găsită în mai multe locuri din lume și este o plantă foarte rezistentă care se adaptează la diferite condiții climatice. Totodată, cânepa este o plantă versatilă care poate fi prelucrată în fibre, ceară, ulei, combustibil, rășină sau materiale textile. Având un gust similar cu semințele de pin și de floarea soarelui, semințele de cânepă pot fi folosite în orice rețetă. Sunt bogate în vitamine și minerale esențiale, magneziu, vitamina B, inclusiv 100% din necesarul zilnic recomandat de mangan, un nutrient necesar pentru oase puternice și producția de colagen pentru o piele și articulații sănătoase. Pentru diabetici, indicele glicemic al semințelor de cânepă decorticate este considerat mic datorită conținutului scăzut de carbohidrați. Semințele sunt de asemenea pline de nutrienți care reglează nivelul de zahăr din sânge. De asemenea, semințele de cânepă decorticate conțin 30% proteine, din care 65% este proteină ușor de digerat numită și edestină. Aceasta joacă un rol important pentru organism, deoarece este ușor de digerat și stimulează producerea de anticorpi care întăresc sistemul imunitar și ne de infecții. Deși nu există nicio doză zilnică recomandată de acizi grași esențiali, mulți experți recomandă ca minimum 3% din calorii să provină din omega-6 și omega-3. Femeile însărcinate și cele care alăptează ar trebui să dubleze acest necesar. O lingură de ulei de cânepă sau două linguri de semințe de cânepă decorticate Conțin aproximativ 6,6 g de omega 6 și 2,2 g de omega 3, exact doza necesară pentru o dietă de 2000 de calorii.